Bună dimineața! Bună dimineața! Avem dințișori! Dințișori, dințișori, dințișori! Bă, mă, că v-aș gura voastră, fiți atenți! Știți voi bine că la o casă întotdeauna îți vin fel și fel de idei. Adică, cum să faci mai frumos, mai ca lumea. Și atunci, uite aici așa, trotuarurile astea care le-am făcut eu la casă, mai de mult, tot am zis că după aia o să mai dau o mână de beton frumos, o șapă, ca lumea, no, ca să iasă mișto. Așa că, uite aici, vedeți? Trotuarul ăsta. E tornat cu beton. Până acolo în capăt. Astea trebuie să le iau jos. Tot timpul crește. Dar nu o să mai crească. Așa că, uite, vezi trotuarul. Am turnat ieri aici, așa. Asta e scurgerea de la baie. Am avut eu scurgere până înăuntru, dar s-a înfundat, n-am mai găsit-o și ca să nu mai sparg pe acolo, am făcut o scurge exterioară. Așa că, mai târziu trebuie să mă duc să mai iau niște pavaj. Uite-te. Nu-i mai mișto așa, decât să turn beton. Uite ce mișto e. Și aici, iar aici tot așa. O să văd. Vezi? Aici. Tot așa o să mă duc până la poarta aia. Ca e ușa de la intrare, ca să nu mai deschiz asta. Și bineînțeles pe din afară la ferm. Așa că uitați aici cum arată acum. Nu? Ce ziceți? Acolo trebuie să sparg un pic, că e dâmbă. Vezi aici așa e dâmba asta. În sus trebuie să sparg un pic, că altfel urcă pe varul în sus. Adică nu mai bine drept. Așa că... E sâmbătă asta, sâmbătă. Bă, ce trece timpul, mă, mâncă, aș vreau. Uite-te ce mișto arată. Trotuarul. Și bineînțeles aici o să vină borduri. O să cumpăr borduri. Vine frumos borduri și când se curăță aici grădinuța asta, atunci e ok. Aici am turnat aici, o să vă mă mâncava așa aici, nu știu cum o să fac. Ăsta, fundația asta de piatră, trebuie să o închid, dar nu știu, cu polistiren nu cred, cred că tot cu BCA. Trebuie să fac o bordură de beton în sus, pe care să se așeze BCA-ul. Așa că, mă, eu zic că iasă foarte mișto. Nu? Uite așa o să vină până aici. Până aici așa. Până aici. Și aici, tot așa, pavajul o să urce în sus. Bang. Până acolo sus. Așa că, da, la o casă totdeauna trebuie să mai facem. Așa e la o casă. Indiferent cât ar fi de lux, tot mai trebuie să faci câte ceva. Că idei îți vin tot timpul. Bineînțeles, chestia și cu banii, mâna la mână, și-a dat la mână acum, să vedem, astăzi e sâmbătă, mâncava și gura voastră, mâine e duminică, miercuri dimineața, o iau încolo, nu știu, să vedem cu bătrânul ăsta cum îi facem, că și-a băgat om acolo în camera aia. Mai mult mă duc să văd cu turcul ăsta ce rezolv. Da, cu turcul ca cu turcul, dar trebuie să vedem dacă îl dau în judecată, dacă poate sunt trimate notificări pe România, una la mână, a doua la mână, uh,
la finanță să mă duc să închid firma aia, să o bag în insolvență. M-am uitat azi dimineață pe mesaje, trebuie să mă mai uit pe e-mail-uri, că tot timpul îmi trimiteau e-mail-uri aia de la social pentru copii, că eram în urmă cu plata la ei, la Bibi. Bine, banii aia nu măr la Bibi, că măr la social. Să mă duc și până la, nu zic, nu vreau să vorbesc curat, la femeia aia să văd care problema, de ce nu răspunde, care e treaba cu Bibi și, bineînțeles, dacă e să, că oricum am de gând, ori dacă îmi găsesc ceva de lucru pe altă țară, am vorbit cu George, cu nepotul meu, cu Danemarca, dar n-am știut că Danemarca e așa de încurcată, Danemarca e foarte încurcată, pe Germania, cu munca, nu prea e ok, pentru că dacă îmi bag firma asta în insolvență, toți banii care i-am de dat la ei, o să mi-i tragă. Una la mână, a doua la mână, dacă schimb țara, e mai bine. Bine, pe Austria ar fi cel mai bine pentru mine, dar nu știu să văd dacă îmi găsesc cumva ceva pe acolo. Trebuie să mă uit să văd. Sau poate și pe altă țară, nu știu. Dar nu, Austria ar fi ok, că e mai aproape de România. Și dacă nu, să vedem aici pe România, să văd dacă îmi găsesc ceva de lucru aici. Că și aici poate îmi găsesc ca șofer ceva, la o firmă ceva, nu știu, că dubă nu prea am bani să-mi cumpăr o dubă. Și oricum, și dubă dacă aș avea bani să-mi cumpăr, trebuie să fac o firmă pe persoană fizică ca să pot să mă bag la fan curier pe duba mea, cum ar veni, sau la Cargus, la fel pe duba mea. Chestia e că am datorile astea la primărie, nu știu, atunci când am fost la restaurant, au zis boss-ul că chiar dacă ai datorie poți să-ți faci PFA, nu știu dacă poți să-ți faci PFA, dacă ai datorii la primărie. Și băi, chiar trebuie să mă orientez cât de repede. Acum am stat cu treaba cu dinții, dar aveți cu treaba cu dinții, cu treaba cu dinții, mâncava-și gura voastră, îi că bun, am de plătit încă o grămadă de bani, dar chestia e că am stat foarte mult timp aici. Acum la bătrân nu am ce să-i spun, pentru că oricine, de exemplu, care are o chirie, nu poate să țină camera aia goală, că vezi, Doamne, când viu eu. Că, da, și el e pensionar, are nevoie de bani, am înțeles, n-am pus să-i zic nimic. Bine, el mi-a zis că, bă, dacă ăsta, până când îți găsește altă chirie, ăsta, cum îi zice, poți să stai aici la mine, dorme aici cu mine în cameră o săptămână. Da, dar cum să zic eu ție, cum să vă zic eu, economiile mele deja sunt minime, plus am avut problema aia cu TikTok-ul, că eram foarte bazat pe chestia asta, că bă, mâncava-și gura voastră să mai fac niște bănuți, să-mi iau, nu știu, el, domnul Nelson râdea de mine, dar prietenul ăsta meu care mi-a făcut mașina, mi-a găsit ducatul ăla pe internet cu 1500 de euro. Bine, era din 2008, 400.000 de kilometri, era un pic lovită pe partea dreaptă și no, ceva probleme la motor, burgea ulei sau cam așa ceva au zis. Era unul din Mureș. Da, dacă am pățit problema aia cu TikTok-ul, ce să fac, asta e. Am pierdut acolo aproape 1000 de euro. Și erau niște bănuți, că și acum, dacă mă duc, îți dai seama, 400-500 de euro, mă costă drumul până acolo, dus întors, plus ce mai cheltui pe acolo, iar sunt niște bani și după aia am greu. Așa că încă nici eu nu știu, aș prefera să-mi găsesc ceva aici de lucru, dar și dincolo, dacă îmi găsesc, ar fi ok. Pe Germania, nu că nu mi-aș găsi de lucru, că mi-aș găsi de lucru, problema e că trebuie să-mi rezolv o chirie, chiria, voi știți bine cum e, că trebuie să pui banii jos și să ia și cauțiune și așa mai departe. Și nu știu, o să văd, una la mână, a doua la mână, pe România, mâncava-și gura voastră, dacă mi-aș găsi la un salar de cât de cât bun, ar fi ok. Chiar știu pe cineva care lucră la, băi, chiar am văzut fluturașul, 58 de milioane, plus, nu, 52 de milioane plus 1400 de bonurile, 64 de milioane. Bine, nu e amână numai vreo 45 de milioane, pentru că noi trage taxele pentru pensie și pentru alea. Și dacă stai să calculezi, sunt aproape 1000 de euro, nu? Și dacă mă duc și, de exemplu, îmi găsesc de lucru acolo în Germania,
Acolo salariile sunt de 1600-1700 de euro, în mână mă refer. Na. Cu cât rămâi, chiria, mâncarea, țigările, motorina, rămâi cu 1100-1200, poate și mai puțin. Ia de aici, ies acasă, una la mână, a doua la mână, nu plătesc chirie, nu aia, nu aia, că sunt în România. No, și aici o să-mi tragă bani, probabil, pentru dacă ăsta trebuie să văd cu treaba cu impozitul ăla, trebuie să-i dau primăria judecată și o vedea după aia. Până atunci, nu știu, chiar sunt curios să văd ce îmi rezervă viitorul și mie, pentru că timpul ăsta care l-am stat aici am cam pierdut, dar am câștigat dinții. Da? Pentru că asta e pe viață, frate. Cum să zic eu foarte mult timp am venit aici odată pe an, de două ori pe an, că de aia nu prea am făcut mare lucru la casa asta. Am făcut cât am făcut, dar du-te încolo, hai încoace, du-te încolo, hai încoace. Aici cât? O lună, o lună și ceva, după aia du-te înapoi și așa mai departe. Dacă mi-aș găsi de lucru aici în România, i-aș fi foarte bucuros, pentru că mie chiar îmi place munca. Una la mână, două la mână, să fiu și eu acasă la căsuța mea. Să îmi stabilesc și un pic viața, că viața mea e cam tulburată. Și, bineînțeles, încet, încet, uite, de exemplu, cum v-am arătat acum cu pavajul ăsta. No. Mai întreb vreo 200 de bucăți. Deocamdată că și acum am adus 80 de bucăți cu mașina mea. Altăt așa, când mai duc în Colcătă Cluj, că mai mi-aduc 80-90 de bucăți. Bai, mi-am mai aduc 80-90 de bucăți, dar oricum 100 de bucăți sunt 2 milioane. Adică nu 2 milioane, 1,5 milioane. Că e 1,47 bucată la astea. Da, dar satisfacția, cum v-am mai spus, e mare. Știi? E mare, bă, frate, că v-am mai spus și vă mai repet încă o dată, în satul ăsta, să mor dacă vă mint, nu există casă care să aibă în curte pavaj și măcar oamenii au bani, da? Nu știu, sunt obișnuit să umbli ei până iarbă, până alea. Și bineînțeles, acolo în față la intrare și acolo trebuie să vedem, dar asta mai încolo, dacă Dumnezeu mi ajută și să fiu aici, să bag pe cineva să înseapă acolo frumos și să-mi pună pavajul până în drum. Și atunci nu mai, mamă, mâncau, știi ce frumos o să arăte aici, mă? Și, nu, bă, satisfacția e mare la o casă, că atâta că la mine singura problemă e că, cum să zic eu, nu numai că lucri, dau un exemplu, ca să câștigi bani, dar să și să ai o activitate, că am început să mă plictisesc aici. Bun, dar dacă dimineața te trezești, mergi la lucru, vii, mai faci și mai faci, mergi la lucru, vii, mai faci și mai faci, deja mai se schimbă niște chestii. Pe tătă ziua acum aici, la piciorul, singur, fă-ți mâncare, fă-ți curățenie, nu, trebuie să-mi găsești o măieruță. Nu tătele de la ăsta, de la, știți voi care, că și acolo mărgi și bă, mâncava-și gura voastră, că m-am mai dus așa, mai ăsta, dar acum mai răruț, așa, că mai drăguț. Că tot cașcavalul tău zboară și am și pierdut banii, mă băgam și piciorul. Măcar, băi, îmi pare rău că n-am avut posibilitatea să-mi iau dubă aia. Ia, bă, de mă lăsă o râde de mine, că băiatul l-a punea la punct. Și chiar dacă mai investeam încă 1000 de euro în ea, era ok. No, acum o să văd, tot găsesc eu altceva până la urmă, dar mie îmi trebuie și bani. Și să vedem cu turcul ăla, am de luat 3000 de euro, mă mâncava și gura voastră, 3000 de euro, el vrea să-mi bage pe gând meriva aia, nu știu. Oricum, ca să-l dau în tribunal să stau acolo, trebuie să am unde să stau. Una la mână și a doua la mână, dacă el, cum zice, că muiere s-a pătăt, erau pe muierea lui și că o dat faliment și că el s-a despărțit de muiere sa și nu știu ce, nu știu cum și nu are nimic ca pe numele lui, îți dai seama că statul n-are de unde să recupereze banii de la el. Acum nu știu, o să văd. Chiar nu știu, dar o să văd. Una la mână acum că am dințișorii puși, o să încep o serie de povești cu voi. Am rămas la faza de la 41 bis.
după ce o să vă povestesc când am ieșit de acolo, că de acolo v-am mai spus și vă mai repet încă o dată, de acolo încep poveștile adevărate. Am început din partea aia care am început, dar din 2006, după aceea, când o să termin cu poveștile astea, pentru că aici o să vedeți și voi, după seria asta de povești care o să urmează, cum am născut, nu știu, cum am cunoscut-o pe femeia asta, pe Lucica, în ce probleme au fost când l-au născut pe Bibi și câte am făcut, bă, mâncava-și gura voastră, câte am făcut, dar nu, mulți comentați poate aiurea. Să știți că, în primul rând, femeia asta nu m-a înșelat. Eu am înșelat-o, pe ea recunosc. Ea pe mine nu m-a înșelat. Era o femeie foarte geloasă. Foarte geloasă. Domnul Nelson știe poveștile astea. Și mai ați văzut, poate și voi pe YouTube, la clipurile mai vechi, când tot băga, cum să zic, lemnii pe foc. Dar problema a fost la ea, familia ei. Familia ei. Casa din Ungaria, o să vă zic și cum a fost cu casa din Ungaria, pentru că casa din Ungaria, de la casa asta de aici a pornit problema. Și da, într-adevăr, a fost, cum să zic, femeie, treabă femeie de casă. Am făcut mulți bani cu ea. Dar vezi tu că cum să vă zic eu, când familia ți se bagă și o să vedeți voi niște chestii. Pentru că faza când ați auzit-o de la Nelson, când am avut probleme cu frații, să Dumnezeu să-l ierte, că nu-i bine să vorbești rău de oamenii care nu mai ies. Bă, știți ceva? O să vedeți voi atunci. Câteodată Dumnezeu zice vorba aia, nu bate cu bota, bate cu parul. Și uite așa, nu că i-am lăsat pe mine, eu am lăsat-o pe ea pentru că eu sunt un om foarte bun, așa am o cancer, am cum s-a făcut și așa mai departe. Sunt un om foarte de treabă, foarte bun. Dar când începi să faci niște chestii care nu sunt la locul lor, eu le las, le las, le las. Dar toate au o limită. Înțelegeți? Când ai o femeie, dau un exemplu, o iei pe ea. Nu iei toată familia ei. Bun, o ajuți. Nu zic că nu o ajuți. Da, bun, o ajuți. Dar nu poți să o ajuți la infinit. Nu? Una la mână, a doua la mână, împărțit între Cluj și Arad, împărțit între Cluj și Arad și toate scenele alea de gelozia ei, mamă, mâncava-și gura voastră, habar nu aveți. Că de multe ori îmi vine să ies din casă sau vine să o strâng de gât. Dar nu. Asta eu am înțeles femeile, că așa sunt femeile. Așa că, bă, mâncava-și gura voastră, ce să zic, dințișorii mei frumoși, dințișorii mei frumoși. Așa că nu-mi pare rău. Nu-mi pare rău, mâncava-și gura voastră, că am o satisfacție enormă pe treaba cu dinții. Și așa că ne auzim. Vă pup și vă doresc o zi bună. Deci asta e o secvență din viața mea tulburată. Vă pup. Numai bine. O zi bună, domnilor și doamnelor.